ca să vedem cum a avut loc această înălțare și această Trinitate Mântuitoare, să ne vedem, să ne reamintim de ce a venit Hristos pe Pământ, prin unul din Sfânta Treime și prin Vecii din Tatăl. La pomenirea cântând păcatul neascultării și era sortită morții și iadului, trebuia prins de jertfă și jertfa a dat-o însă Fiului Dumnezeu. Dar mă spune Sfântul Apostol Pavel, s-a deșertat de slavă, de dumnezeire, chip de rău cuvânt, pentru o asemănare omenească făcându-se și așa s-a născut smerit în Estrea Cudeiei. Timp de 3 ani, Mântuitorul a învățat mulțimile. A înviat morții, a tăvăduit bolnavi, a învățat mântuirea, calea către împărăția cerească și le-a spus cum să intre în această cale, în această împărăție, în această cale și ce trebuie să facă. Le-a spus să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care tu l-ai trimis. Adică să dacă-L cunoaște pe Dumnezeu și să facem voia Lui și știm cine este, iată mântuirea este lângă noi. Dar aceasta, poate mântuitoarea Mântuitorului, nu a putut fi desăvârșită în totalitatea ei, în sfințenia ei, și așa cum vă spuneam, trebuia o jertfă. Jertfa o dă Hristos pe crucea Golgotei, acolo unde sub cruce și pe cruce se pilunesc păcatele noastre cele multe. Iar după Sfântă Învierea Sa, Hristos Dumnezeu ne-a dăruit viață veșnică, porțile iadului s-au biruit și cele împărăției cerești au fost deschise. Mântuitorul cel înviat se arată foarte puțin în lume și mai puțin și ucenicilor, dar face câteva lucruri mântuitoare pentru a sa, ca toate mântuitoare, să fie dusă la desăvârșire. Știa că omul, pentru a ajunge în cer, în rai, are nevoie de ajutor dumnezeiesc, pentru că omul este ca o fire plăpândă supusă păcatului. Și așa, întemeiată pe Sfânta Sa Înviere, câteva sfinte taine, taina mărturisirii, taina Sfântului Botez, și le-a spus lor atunci, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Și când toate le-a săvârșit după cuviință și când omului i-a rânduit calea Împărăției Cerești și deschis porțile raiului, i-a dus pe ucenici afară pe un munte numit Muntele Măslinilor, Muntele Leonului, împreună cu Maica Sa, Maica Domnului, i-a binecuvântat, spune Sfântul Evanghelist, s-a despărțit de Dânsul și s-a înălțat la cerul și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Noi numim aceasta înălțare. Dar Sfinții Părinți numesc acea sărbătoare întoarcerea sau reîntoarcerea Fiului Dumnezeu la Sânul Părintelui Ceresc. Dar această înălțare a Domnului la cer, Mântuitorul nu a făcut-o numai într-o singură zi, cum poate credem noi, că doar o singură zi, într-o singură zi Mântuitorul a ajuns la tronul Împărăției Cerești. Spun Sfinții Părinți că 9 zile Mântuitorul a străbătut cerurile, apoi a ajuns acolo unde este locul, la tronul preasfintei ei. Ce a făcut în cele 9 zile? A vizitat tot cerul, i s-a închinat lui ca un mare împărat, puterile cerești, metrupești, arhanghele, domniile, stăpâniile, cherubimii, serafimii. I s-au închinat înaintea lui cetele sfinților, ucenicilor, mărturisitorilor, cuvioșilor, toți sfinții din rai, au privit ca pe un mare împărat și apoi a mers către Dumnezeu Tatăl
ca să împlinească omului o altă făgăduință, trimiterea Duhului Sfânt. În rugăciunea Mântuitorului înainte de pătimire, acolo aflăm că spun, dacă am să mă duc, o să mă fie de folos vouă și lumii, că dacă am să mă duc eu, am să rog pe Tatăl să se vă dea vouă un alt Mântuitor, Duhul Adevărului. Dar dacă nu mă duc, Duhul Sfânt nu va veni la voi. Și dacă nu va veni la voi, poate cuvinte, tot ceea ce am fost până acum este în zadar, pentru că Duhul Sfânt sfințește, îndumnezeiește lucrarea și omul care merge în cerul. Iată, la noua zi, a zecea zi putem spune, Mântuitorul se așează de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl și trimite pe pământ Duhul Sfânt, chip de lemn de foc, ca să sfințească, să îndumnezeiască. Le spune și ucenicilor, după la înălțare, să nu mergeți departe, să ședeți în cetatea Ierusalimului, până când eu am să vă îmbrac cu putere de sus. Această putere de sus este Duhul Sfânt, făgăduit, care îl trimite Fiul de la Tatăl și care va străjui în lume cât timp va fi Sfântă Liturghie, Sfințenie, Biserică, Preoți și Credinți. Iar de mișcă din cioci, așadar, ne salutăm cu acest salut de Hristos a înviat numai astăzi, cum poate ne-am obișnuit, și toate aceste zile până în sâmbăta ocolării Duhului Sfânt, pentru că duminică Dumnezeu trimite Duhul Sfânt și se desăvârșește activitatea mântuitoare, îndumnezeind-o și sfințind-o pentru om. Nouă zile avem acest plasic al înălțării și în slujbe de bisericești și de oameni, salutându-ne cu acest salut de Hristos a înălțat, pentru ca să lăudăm, să preamărim Sfânta Sa înălțare la cele dreapte al Dumnezeu Tatăl și prin slujbele noastre și prin salutul Sfinților voastre. Ori acest plasic al înălțării Dumnezeului nostru la cer, unde îl puteam săvârși decât acolo unde mintea noastră este înălțată către cer, în rugăciune, în pace și în liniște. În acest loc Sfânt Dumnezeu din dealul mare, unde urcând mai mult cu sufletul, cu credința decât cu pașii, urcăm cu credința și cu Duhul, ne înălțăm spre rugăciune și ajungând la Sfânta Sfintelor, la icoana Maicii Domnului, cea făcătoare de minuni, acolo înălțăm rugăciunile noastre, mulțumirea noastră, necazul, bucuria noastră, toate acolo le spunem înaintea Maicii lui Dumnezeu, ca primind binecuvântare de la Maicuța Domnului, să ne întoarcem la casele noastre înălțați, sufletește în fapta bună, spre mântuirea noastră. De aceea, este un lucru dumnezeiesc și binecuvântat cu Mântuitorul. Azi, înălțându-se la ceruri, v-a adus în acest loc dumnezeiesc să înălțați puțină rugăciune, jertfa, mulțumirea, înaintea tronului prea Sfintei și la icoana Maicii Domnului, în acest loc, numit laborator al Învierii, în acest loc unde pământul este mai aproape de cer, urcând de-a mare cu sufletul și mai puțin cu pașii, și ne primim binecuvântarea Maicuței Domnului, sfaturile părintești, ale părintelui stareț, a părinților mănăstirii, ne îmbogățim duhovnicești și luăm har și binecuvântare și ne întoarcem la casele noastre mai împliniți duhovnicești. Totdeauna trebuie să ne gândim, așa cum spune într-o frumoasă cântare, că rugăciunea noastră se înalță la tronul împărăției cerești ca tămâia care se înalță fumului către cer. Să nu rămână rugăciunea noastră aici pe pământ, pentru că aici pe pământ nu este sfințenie, nu este mântuire, nu este binecuvântare,
Și rugăciunea noastră să fie înălțată la tronul Împărăției Cerești și de acolo să fie primită de Maica Domnului și apoi dusă la Hristosul nostru, Iisus Hristos. Muntele Ereodului pe care s-a înălțat Mântuitorul acelor este numit și Muntele Măslinului. De ce pe acest munte s-a înălțat Mântuitorul? Știm că vechii greci, până a devenit cu adevărat rege ai Pământului, erau unși cu un de lemn, se turna un de lemn pe capul lor. Muntele Ereodului înseamnă Muntele Uleiului și Mântuitorul, fiindcă este împărat, dar împărata slavei celui dumnezeiești păstrează într-o cândva și această tradiție a Uleiului și vine pe Muntele Ereodului, aproape de Betania, ca de acolo, ca un împărat, ca un rege al slavei dumnezeiești, să se înalte la cer. Deci a fost ales Muntele Ereodului, astăzi se păstrează locul înălțării Mântuitorului la cer pe acest munte, care este administrarea unui musulman, dar cu Dumnezeu și atunci acolo se îndulcesc de binecuvântare în Înălțării Domnului la cer. Acolo vedem o icoană care este singură în lume, Mântuitorul binecuvântând cu ambele mâini ca fiereu ceresc, ca să împlinească ceea ce spune Evanghelul și pe când a binecuvântat pe dânsi și pe când a binecuvântat s-a înălțat la cer. Dar Dumnezeu ne-a lăsat și locul înălțării sale, ca cei care ajung acolo se închide la locul înălțării, care nu ajung acolo se închide în biserica slavei și dumnezeiești. Important este ori acolo, ori aici rugăciunea să ajungă acolo unde trebuie înălțată la tronul Dumnezeirii. Tot astăzi biserica noastră și este ostașii, eroii neamului nostru căzuți în toate timpurile și în toate locurile pentru apărarea Bisericii. Dacă Hristos și-a vărsat sângele Său pe Golgota pentru mântuirea omului și acești ostași au vărsat sângele lor pe câmpul de luptă, jertfelnic, și pentru credință, și pentru biserică, și pentru dăinuirea neamului nostru românesc. Gândiți-vă că am fost potropiți de popoare păgâne care vreau să transforme acest mic colțișor de rai România într-o țară păgână, dar ei ostași și-au dat viața lor și-au vărsat sângele lor pe altarul dreptății ca noi astăzi să trăim în țară creștină, să trăim în țară binecuvântată, care ne putem ruga în liniște Împăratului Ceresc, să putem o vedea pe Micuța Domnului în liniște, în Sfânta Sa Icoană. La aceasta se datorează și ostașilor români pe care îi pomenește astăzi Biserica, care s-au jertfit pentru slava Sfintei Biserici, păstrarea credinței și întregirea neamului nostru românesc. Și sunt astăzi pomeniți cu mare cinste, pentru că și ei au pus un cuvânt bun înaintea Împăratului Ceresc, pentru ca noi astăzi să fim creștini, de asemenea conducătorilor creștini care i-au condus până la Ștefan cel Mare, Mihai Teal și el alții, care au păstrat credința nefurată, vie, dreaptă. Noi astăzi, la părintea lor, ne putem ruga închina în Sfânta Biserică, în pace și în liniște. Dumnezeu cel Sfânt să înalțe puțina noastră rugăciune la tronul Împărăției Cerești, în acest loc dumnezeiesc binecuvântat, să luăm binecuvântare de la Maicuța Domnului, spunându-i pentru ce am venit în această Sfântă zi, înaintea Sfintei Sale Icoane, și plecând la casele noastre, înălțați sufletește, să dăm slavă Bunului nostru Dumnezeu, să-i mulțumim că a fost în mijlocul nostru, ne-a adus mântuirea și acum ne trimite Duhul Sfânt. Pentru toate acestea să-i mulțumim, să-i dăm slavă, să facem voia Lui, ca cu voia Lui să fim mântuiți, să putem moșteni împărăția Lui cea cerească, a Tatălui, a Fiului,